Îmi place să mănânc și de aceea sunt prietenă cu Măruță. În numele prieteniei m-am gândit să-l surprind cu preparate din jurul lumii, de aceea sunt astăzi în restaurantul lui domnului Nao. Este bucătar premiat în Japonia. Spuneți-mi ce gătim. Astăzi... Cu ce-l surprinde pe Măruță? Ceva pești, așa? Pește de ochi, pește din ochi. Ochi de pește. Ochi de pește. Păi haideți să scoatem peștele. Da. Să-mi spuneți ce pește este. Da, asta pește de somon din Norvegia. Este prepararea ochilor de pește este specifică, da, Japoniei. Aici să mă mâncăm. Deci fiți da, ochiul aici de pește. Foarte bun. Și are multe vitamine. În România noi de obicei aruncăm. Da, 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 da. Capul de pește. La Japonia de obicei mâncăm. Primul pas. Da. Dar pește are solzi și trebuie să scoatem. Și curata... Să scoatem pe solzi. Da, da. Toate. Păi de ce trebuie să scoatem solzi dacă folosim doar ochii? Da, pentru că are microb. Și pentru igienă trebuie să curățăm toate. Scoatem solzi atunci. O să devin după rubricile acestea expert în bucătărie. De la coada spre cap. A, păi e ușor, dați-mi și mie, da, să încerc. Foarte trebuie ușor. Să n-apeși, nu? Da. Hai că nu mă omoară peștele astea, mă descurc. Prima oară în viața mea când curăț solzi de pește. La maică mea acasă nu pun mâna să fac. Și pentru un preparat din ăsta, câți ochi ne trebuiesc? De obicei noi mâncăm una sau două. Un ochi? Da. Doar arunge. Un ochi? Doar un ochi. Îmi imaginam că sunt mai mulți în farfurie. Gata? Ce, da, ce va vedem. Vreți să fac eu munca, da, de jos? Da, da, da. Aveți grijă, din când în când se mișcă. De ce se mișcă? Că nu-i viu. Aoleu! Vezi, Măruță? Să nu zici tu că nu sunt eu prietena ta. Uite ce fac pentru tine. Baie la pește. Gata curățat, peștele este numai bun de pregătit. De fapt, de acum începe prepararea ochilor de pește. Deși este o delicatesă, felul de mâncare îi ține pe mulți gurmanzi departe prin aspect, textură și miros. Așa? Da, 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 da. Aveți grijă de deget. Foarte tare bine. Și tai până jos? Bag adânc? Da, până la coroană. E ok, ok. E ok? Și aici un pic. Da, da, aici. Da, da. Da, 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 aici. Hai. Gata? Gata. Hai. De, acum... Aoleu! Oh, ok, 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 foarte bine. Hai, da, că am făcut-o. Hai. Și pe asta. Pe asta țin eu de coadă. Hai, gata. Bun, și scoatem ochii peștelui sau nu scoatem ochii? Nu scoatem ochii? Da, trebuie să taiem jumătate. Tăiați dumneavoastră, da, că da, mi-e frică. Da, da, da. Așa. Aoleu, când o vedea Măruță cum arată peștele ăsta, trebuie să leg la ochi, altfel nu cred că o să mănânce. Trebuie să punem stare. Da. Așa. E o tehnică japoneză? Da. Și dacă nu și punem așa cum pun eu în ciorbă, nu merge? Așa. Aaa. Dar noi așa. Se distribuie. Da. Să fac și eu așa. Hai că nu-l omor pe Măruță dacă e... Ninge mare. Dacă e prea sărat, nu? Maestrul bucătar i-a dat Laurei, corespondentul la Măruță, mână liberă. Chiar dacă nu a stat ea prea mult în bucătărie, iar toate tehnicile de curățare, tăiere și alte cele îi erau străine, a lăsat-o să facă ce-a vrut. Vorba ei că a ținut să sublinieze asta. Mare lucru că nu și-a tăiat nimic. E adevărat că toată contribuția ei parcă a sporit gradul de periculozitate al preparatului. Hai că vă fac pagubă, tai jumate din el. No, e ok, ok, ok. E ok? Ok, ok, ok. Cât ghimbir punem? Toată asta? Nu, cam jumătate. Jumătate. Deci eu n-aș putea să tai așa subțire.
Că e bun pentru mâini. Deci este gata? Da, așa. Miroase foarte bine. Și ce se mănâncă de aici? Fucurița sau bețioare, așa. Doar ochiul, atât? Da. Și se servește cu pâine, cu ceva sau simplu? Păi simplu, simplu. Simplu. Deci putem să-l invităm deja pe Măruță la masă? Da. Cătălin, uite așa arată ce ți-am pregătit astăzi. Bine, tu o să vezi asta după ce o să mănânci. Sper să mai rămânem prieteni. Ia uite-o pe prietena noastră, Laura. Te l-aș așteptat, Măruță? Un pic m-a lăsat așteptat până am parcat, a durat ceva. Bună ziua! Ce face? Laura, ce mâncăm astăzi? Ți-am preparat ceva special. Te rog. Te voi lega la ochi. Legat la ochi? Așa? De ce nu trebuie să văd? Da. Pentru că n-ai să mai mănânci dacă vezi de aia. Nu cred. Foarte sănătos. Nu mă risc. Nu mai fac multe vitamine. Când aud aici pe MasterChef că zice foarte sănătos, multe vitamine, poți să mă legi și la ochi și nelegat și legat. Dar nu se zice că mâncarea trebuie să îți placă de când o vezi în farfurie, adică să te hrănești și cu privirea, cu ochiul, să-ți placă cum e aranjată? Nu trebuie să vezi, este, jur că n-ai mai mâncat așa ceva în viața ta. Da. Da, să nu trișezi, să nu vezi. Nu trișez, când e vorba de... Să-mi dau seama dacă trișezi. Nu trișez, te-am zis, stai un pic. Eu sper să rămânem prieteni și de data asta. Laura, nu ne face pe noi, nu ne strică nouă prietenia un fel de mâncare. Gata, perfect, serios, nu văd absolut nimic. Și jur să nu mă dai afară. La, Laura. De la o porție de mâncare ne luăm. Ia, miroase, care e, ce zici, cum e, cum ți se pare? Cum ți se pare? Deocamdată nu simt niciun miros, nu-mi dau seama. Îți desfac eu. Desfaci, adică ce desfaci? Ce am eu de aici de desfăcut, da? E ok. Sigur da, e ok? Da. Așa. Așa? Așa. Nu ne s-au deschis gura și îți dau. Așa. Facem în felul următor, ți-am zis, jur, nu văd absolut nimic, dar să nu... Totuși să nu pui o lingură plină sau o furculiță plină. Nu, este foarte puțin. E bun. Cum se numește? Poți să miroși dacă vrei. Cum se numește? Păi dacă îți spun cum se numește, nu mai mănânci. Bine, hai, aflăm după. Stai un pic să miroase. Miroase puțin a pește? E... Îți prea aproape? Așa, e un preparat cu pește. Hai să vedem. Da? Hai, gata. De gura. Gata, hai. E viu? Nu! Sigur? Nu e viu! Jur că nu e viu, e fiert. Ah, m-am sperat că era senzația. Zici foarte bun, mai vreau. Băi, nu mai am. Cum mă, nu mai ai? Dă-ți jos. Băi, să-mi pic, doar atât? Doar atât. Dar. Ai mâncat ochi de pește. Ochi de pește? Foarte bun. Eu aveam emoții că să mă înjuri. De ce? În Japonia tradițional? Și sănătos? Da. De ce? Mai e aici unul, dar nu, că ăsta e al meu. Da? Nu, dar foarte gustos. Eu și când mănânc acasă pește, mai mănânc ocheia de pește. Prăjit? Ai zis că ai mâncat ochi de pește până acum. Da, prăjiți așa, rumeniți. Nu ai mâncat? Nu. Nu? Tu n-ai mâncat pește de prăjit, nu ai mâncat ochi, capul. Bogdane, nu? Chiar mi-a zis că... Vezi, Laura, ce înseamnă să trăiești numai la oraș? Noi care am trăit și mai pe la țară și pe la... Da, mă, și-am crescut pe malul Dunării. Ai crescut pe malul Dunării și n-ai mâncat niciodată ochi. Să mănânc eu acum? Nu mânca. Vrei tu să mănânci? Nu mânca. E foarte bun, serios. Am prima dată senzația că e ceva viu, pentru că așa am simțit. Din prietenie pentru tine am mâncat. Dar e foarte gustos. Chiar a fost foarte gustos, serios. Îți mulțumesc și abia aștept să mă inviți din nou la masă. Bine, m-au trecut toate apele. Serios? Mulțumim mult de tot, mai venim cu mare drag. Cum se zice să rămână pentru masă? Gotso-sama. Gotso-sama. Foarte gustos, foarte delicios. Deci rămânem prieteni. Rămânem prieteni.